Hei, salut! Suntem la prima ediție Stage Tech Lights and Sound, organizat de Zedo Show, la Opera Comică din București. Așadar, o să vedem Klingen Freitag, amplificatoare la Blupen, cu procesoare Lake, o să vedem Elation, Digico și multe alte firme. This is the green sound, this is the love sound, go and spread the word to green up your world. Ce se întâmplă aici la Opera Comică zilele astea. Este unul dintre locurile foarte bine echipate. Colegii de la Zido pot certifica acest lucru. Yeah, okay. It's nice. It's almost a marketing story, but you said, okay, it has this. It sounds like it is an SD mixer. And then we reach the point where we save some money to make it more affordable for you. You know, all digital consoles have these nice LCD screens somewhere over there. There's a black strip over there. We save them. So that's 30 euros versus 20 channels. That's about 600 euros in the pocket. Yeah, that's where we save the money. There was somebody years ago in a Far East country who designed layers and made smaller consoles. Then there were some fabulous freaks somewhere in another brand factory. They designed bands. Then there were spam groups, then there were pop groups and spill sets and whatever Egg of Columbus was found. It was making it smaller. And thank you for coming. Then I will mention the technologies that we use to produce all of these products. A nice little effect in this one is the continuous pan tilt rotation. Pretty fast rotation, pan and tilt. So that's also nice if you want to do some aerial effects on a big stage. If you have more of them, like a matrix 5x5, and you do some waves and rolls, that looks pretty amazing with this one here. Where is it? Oh, right in the front, perfect. And this UV color chip, again, gives a lot of saturation to the different colors we have, and you can do easily pixel map this picture. That's the HFX. That's an IP65 wash light. It has a zoom range from 6 to 30 degrees, so you can use it as a wash light, as you can see here. So on that chip is RGB, amber, and some kind of magenta. So we have 5 colors on board, and if you switch it on to full mode or full power, Klingen Freitag. Mai exact, amplificatorul produs de Lab Groupon, dar pentru cei de la Klingen Freitag, cu procesor de la Lake, niște monștri de amplificatoare și prețul este pe măsură. Aici este un model de la Klingen Freitag, Bash Dubli, sistemul Line Array, Digico SD. Și monștrii de la Elation. Dimmers, main no limit. Au comandat-o la Lab Groupon, dar au făcut-o personalizată pentru ei. Am înțeles. Ai înțeles? I-a făcut astea roșii. Da, și ProRental. Și PLM20, ca nu știu ce, Dolby Lake, dar e Lab Groupon PLM20. Dar și asta vine atunci când cumperi? Ce? Îți vine... Nu, asta e pentru Dante remote, ca să le, uite, vezi linguite, vezi... Separat. Da, vine dintr-un antranta și merge mai departe pe rețea. 1+1, 2+2, sau aici sunt toate 8, dacă ai 8, te duci cu 8. Așa, astea sunt inputurile, ăsta e link 1, link 2, link 3, când mergi pe analog, știi? Uh-huh. Așa, când mergi pe AES, mergi pe Dante, mergi de cu 2 și faci la revedere. Și ata acolo semnalul și faci. Yeah.
conector de calitate și cu siguranță și tot ce trebuie. Native Instruments complet. Ce bine arată. Controller rămâne. Microfon blue. Dar monitorile Adam, bineînțeles, lucrate foarte bine, o calitate extrem de bună. Și placa rămâne Fireface UFX. Foarte mișto. Și microfon Audix OM6. Chiar aș vrea să probez un microfon wireless de la firma Audix. Știu că sunt peste sure. Acum rămâne de văzut. Bineînțeles, cei de la Adam folosesc Twitter Ribbon. Au fost cam primii care folosesc așa ceva. A, și ce e foarte tare aici, că ai pachetul complet de la Native Instruments, adică toate băncile de sunete. Green sound. Green sound.